Deci dacă nu exista Andreea Pirui în această ecuație, voi vă apropiați de mai demult? De la început, într-adevăr, noi continuam, probabil ajungeam să fim prietene dacă nu era Andreea. Sau Berna. Uite acum, dar la Berna a venit, o să fiți și o să fiți Berna a venit, și să vă bucurați. Berna a venit în februarie când s-a reîntors în casă și nu... Pe parcurs. Oricum, ea era prietenă, tot era prietenă cu Pirui și de asta nu am încercat. Dar eu zic că dacă nu o să mai fie ele prietene, nu se împace, eu zic că o să ne înțelegem bine. Dar și dacă mă împac, ce vă reține să fiți prietene? Asta v-am să zic și eu, da. Eu nu înțeleg, eu nu am treabă cu voi. Nu pot eu. Când aș știi? Dacă... De ce înseamnă că ești un om rău, ciudos? Nu, dacă eu pot și ea nu poate. Nu, se gândește că... Aș pune-o ceva la cale cu tine împotriva ei. Nu neapărat asta, mă gândesc... Eu și planurile, strategiile. Livian, tu vedeai o apropiere mai rapidă față de Andreea? Sau față de Ligi? Adică, la ce aveai o așteptare? Nu, față de Ligi eu văd o apropiere mai sigură. Da? Decât rapidă. Chiar dacă nu e rapidă, e sigură. Când cele de Andreea, într-adevăr, erau rapide, dar... Poate de-aia am provocat și nesiguranța asta, așa prea. Dar, cum ziceam, văzându-le pe amândouă pe Ligi și pe Bianca, cam acolo. Sunt compatibile și parcă oferă o liniște așa vizuală când le văd. Da? Asta e bine. Am înțeles. Păi mergem mai departe atunci. Bun. Haideți să vedem cum au bârfit Ela și Berna. Au. Tu nu înțelegi că eu sunt mai judecată decât ele și nu e corectitudine. Și așa eram judecată, sezonul că mă joc cu toți băieții, cum blu eu după toți băieții. Ce mă joc, mă? Că a venit Mocanu și mă îmbrățișat și s-a făcut un screen, gata, l-au pus la lumea. Ei, mare brânză, parcă m-a ferit. Asta zic. Făceau între ei, băieții. Tu te-ai jucat, nu te-ai pupat, nu ai te dus la hotel, nu te-ai... Păi, te-ai jucat, punct. Ai altceva, dacă ai și relații sexuale cu ei, da, atunci ești de râs, cum ar veni, înțelegi că nu există așa ceva, nici nu vorbesc la telefon, Ramos știe. Dacă n-ai avut așa ceva, ce tu te... Ramos știe cu cine vorbești și ce vorbești. Dacă spune că te-ai jucat cu niște băieți, adică, serios, acum, că te-ai pupat cu cine, te-ai pupat cu Jador, cu Iangu și cu... Atât, nu? Atât. Asta zic, stai un pic, că nu... Și odată s-a întâmplat cu Iangu pentru că mi-am dorit să-l uit pe ăsta. În fine. I-a reproșat lui doar de băieții care erau într-un cuplu, de aveau o relație. Nu ți-a reproșat nimeni. Și Liviana a fost într-o relație. Nu, era într-o relație, erau despărțiți. Nu, la fel și tu te-ai jucat acum cu el. Zile, nu e adevărat. Eu am intrat în casă și ei nu mai erau de o lună și ceva când am intrat eu în casă. Serios? Da, cred că nu mai. Nu. Ce, mă, nu mai erați de mult. Păi, și în plus, eu m-am jucat cu Livian pentru că el mi-a zis că îmi dă voie să... Ok, atunci spune-mi cu ce bărbați m-am jucat eu și erau într-o relație. Enumere, te rog frumos. Păi nu știu ce am auzit eu pe aici prin casă, că nu m-am uitat. Nu ți-ai auzit, din ce ai văzut, nu din auzit. Din ce am văzut? Păi nu știu, că nu prea ești importantă să stau să mă uit, dar... Păi atunci de ce vorbești? Și de ce acuzi? Păi cum? Păi cu cine m-am jucat? Păi, Gabi m-am jucat. Iancu. Cu Gabi nu m-am jucat. Bine, dar ea trăgea. Păi l-am ironizat. Și așa de slabe. Nu știu dacă ești de slab sau nu este, dar... Atât timp cât el te-a rugat să încetezi... Am, da, 86. Și da. Ligi cu câți a vorbit și nu au vrut-o. Da, dar ea n-a fost judecată. Eu am fost cea mai judecată. Cine a zis asta? Cu câți am vorbit Berna. Și nu m-au vrut? Berna. Mă așteptam. Cu cine ai interacționat? V-am spus că ele două au stat la bârfă. La cafea. Ai blas bârfă. Poate nu i-am vrut eu. Ți-ai pus întrebarea, Berna. Poate nu te-a vrut ei. Asta e simplu. În calculul tău. Păi tu de ce mă vrei? Deja. Cum ar veni să te joci dacă la nu vrea? Punct. Cum? Deci cu câți a vorbit și n-au vrut-o. Nu cu cât s-a jucat. Da, și cu joaca și cu... Și n-au vrut-o. Cu mine toți oamenii se joacă. Mă mai interesează, oricum nu mă mai interesează. Dar ai comentat, trebuie să vorbim, nu te interesează. Ești cool. Cu cine s-a jucat? Doamne Iisuse, nu vă înțeleg ce vorbiți dacă nu vreți să comentați în gală. Cu Livian și cu Gabi s-a jucat. Nu cred că am văzut ideea, să ducă să facă să... la ciudă. Nu cred că am văzut pe Ligi, Ligi să îi trimită pupicuri sau să răspundă când fostul meu iubit e la mine, da? Nu cred că nu vreau a făcut mai asta, nu? Deci iartă-mă că ai fost băgată la mine, dar mă refer... Problema, nu, era fost eu am dat mai bun exemplu. Da, eu ne-am făcut nici măcar atât, adică nici nu m-am apropiat, am făcut o glumă pe... Da. În conexiune, atât. În conexiune. Să pară un pic dusă la o extremă, intenționată. Și dacă el nu simțea că încerci să te apropii de el... Da, înțelegător, așa, ce-am simțit. Și să-ți cauți motive cu el, de ce te-ar fi rugat să-l lași în pace, să nu mai faci nimic? Da, de pentru ce? Că erai tu foarte paranoică și foarte geloasă și foarte...
Crezi tu asta? Odată. Păi da, dar un bărbat mereu simte. Că aveai reacții, ești ascultă, un bărbat mereu simte când o femeie îl vrea. Doamne, ce l-am vrut pe Gabi din prima zi, de-aia am plecat acasă. De-aia am plecat acasă. Păi da, el la un moment dat a simțit că îți căutai de băgare de seamă. Simte foarte prost, are simțurile cam proaste. Iartă-mă. Dar nu are simțurile proaste. Mai că de treabă. Da. Eu cred că niciun bărbat nu are simțuri proaste. Nu este atent. Degeaba îi dai explicații. Pare rău, nu este atent. Ai simțuri proaste? Nu. Eu spun pe ce. Eu cred că orice femeie simte ca să nu mai fac. Și orice bărbat ai spus simte. Tu că auzi Gabi, dar ai zis tu că eu te vreau, că tu simți asta? Păi, dacă te-am rugat să nu nu răspunde la întrebări cu altă întrebare. Lasă-mă să-ți răspund și o să ajung acolo la ceea ce răspund. Dacă vrei să ajung acolo, o să-ți răspund. Dacă nu, mai rapid trebuie să te că mă plisești. Atunci vorbește tu, mai rapid vorbește tu atunci. Răspunde-i la întrebare. Acum. Păi, dar răspund, să vă zic eu mai repede. Nu, că nu este aici, sunt la raport, sunt la poliție, da, unde sunt aici? Adevărat. Unde sunt aici? Nu, dar vrem și noi să știm. Păi, este adevărat. Dar nu-mi zicea mie mai repede, mai repede, că până la urmă cine ia să spună mie mai repede, mai repede? Așa ți-a spus? De ce vorbim? Așa ai simțit? Așa crezi? Așa? Da, eu așa am simțit, că ea mereu făcea, adică bine, oricum vrea să mă facă și pe mine geloasă, să mă înțepe, dar asta oricum făcea, era plăcerea în care se apropie și acum la fel, și săptămâna trecută. A zis la un moment dat că încetează să mai joace din nou, s-a jucat. Eu cred că ea are plăcere, adică eu cred că îl place, puțin îl simpatizează. Deloc. Ela, ei, vă dau cuvântul meu de onoare. Da. Ea este un respect în calitate de colegi. Atât da. Tot. Nu le-am văzut în viața cum mea. Se face că... Lasă-mă să vorbesc. Dar de ce, te agiți așa, Ela? Că eu vorbești prost și mă deranjezi. Păi și tu vorbești prost și mă deranjezi, dar eu te las să-ți termin ce ai de zis. Da. Văd ce mă lași. Că intervii imediat. O să spun păi da, nu vreau să... Bine, să vorbească ea. Eu am... Să vorbească Gabi. O să spun acum. Hai, da. La timpul acela când eu aveam o relație cu Diana, eu am rugat-o pe la ea, te rog frumos să nu mai faci aminte glume, pentru că nu vreau ca iubita mea să se supere, pentru că ea le interpretează ca și cum eu ți-aș da cumva... Fosta ta iubită, Gabi. Foc la jocurile tale și... Mai bine stăm deoparte să mai faci lume, pentru că ea este de geloasă și înțelege lucrurile altfel, pentru că s-a uitat și poate și eu îți dau răgaz. A, dar nu cum că m-aș da eu la tine. Dar chiar și că era foarte geloasă, să te spun. A, păi era fără noi, am capul ei. Da, am înțeles. Da, deci exact ce înseamnă. Mulțumesc, Gabi. Dar n-ai ținut cont de asta. Bine, ca și partener te joacă, ca și partener. Dar de ce să țin cont de tine? Păi tu mă amenințai, fără să-ți fac nimic. Ela, iar intrăm... Păi da, acolo, nu ne-am dus acolo subiectul ăla, vreți? Ferească Dumnezeu. Este vorba despre fosta mea relație și acțiunile pe care le-ai avut tu. Când el striga la mine, tu îi răspundeai. Păi am făcut asta. Venea aici în casă, stătea acolo, vene și te puneai și te uitai la el. Acțiunile mele nu urma acțiunilor tale. Ba, îi dătai cu apă pe el. Aveai băgări de seamă. Acțiunile mele nu urma acțiunilor tale, draga mea. Dacă nu aveai crizele alea, eu niciodată nu făceam asta. S-a văzut că îl simpatizezi și îl simpatizezi în continuare, oricum. Da. Se vede că ai atracție față de el. Bine, oricum tu ai atracție de majoritatea bărbaților. Da. Ce interes au oamenii ăștia, Ela? Să, nu știu, să te judece, să îți sublinieze greșelile, greșelile din punctul lor de vedere. Să-ți sublinieze fiecare gest. Exact. Care este interesul lor? Pentru... Nu, Andreea, eu de obicei nu am dat replică, replici acide, când m-au acuzat de ceva și tot timpul, deși poate am avut... Am avut replici, nu le-am dat. Am preferat să am minimul ăla de respect. De câte ori le-am dat, mi-a părut rău. Și am zis, bă, mai bine nu le dau. Vorbesc de ce este în emisiune și nu aduc chestii din spate, să nu rănesc sau așa mai departe. Și mă văd că eu nu prea știu să mă cert. Da, eu mă agit, nu mai știu să vorbesc, așa e, pentru că nu prea mă cert. Adică cum se face? Cum te-ai certat o lună jumătate? Da, da. Ai știut să te cerți. Despre ce vorbim? Ai cum despre ce vorbim? Despre ceartă, că tu nu știi să te cerți, te-ai certat cu mine. Cum despre ce vorbim? Atât de tare. Când încât... spun o întrebare, nu mai știi despre ce vorbești? Sau... Atât de tare m-am certat încât a sărit la bătaie. Deci vă dați seama, eu totuși n-am sărit la bătaie. Păi și tu mai jigni pe mine foarte tare. În fond și la urma urmei despre asta vorbim. Da, și la urma urmei și tu știi să te cerți ca oricare alt om de aici din casă, la fel te cerți și la fel spui și tu. Ai mare dreptate. Berna. Tu doar te-ai jucat, nu te-ai pupat, nu te-ai dus la hotel, nu te-ai culcat cu ei. Că dacă făceai asta, era mult mai grav. La cine făceai referire? La nimeni. Am spus așa. Că nu știu ce era minte, era pe mea. Direct. Chiar nu, am spus așa în general. Și care se simt, se simt, care nu.
Asta e de la Ela cu am zis-o în general, nu? Și te referi la persoană. Cum faci ceva pozitiv? Da, măcar Ela mă învață ceva pozitiv, adevărat. Da. Au. Am înțeles. Bine. Hai să luăm un alt material. Să vedem așa cum se destramă prieteniile, încet, încet. Tu care ești un rupian după două zile când ai venit în casă cu ușa aici la urechi, e același zi. Nu contează, măcar se dă urechi, Andrei. Atât am avut. Stați un pic. Ea s-a băgat în timp ce aveai discuția. Dar nu puteți compara, că Ligi când vorbește... Adică nu că vorbește pe cal. Eu n-am pe nimeni lângă mine. Dar ea are o altă tonă. Dar ea spune altceva, că n-are pe nimeni lângă ea. Păi ascult, mă, dacă omul ăsta a fost zis, mă, Livian, urlă-mă să te audă. O zi, s-o dovedit. Cine ai zis atunci, ce nu înțelegi? Ai spus după trei zile când ești om. Și ce-o zi, Ligi? E bine că sunt doar voi doi, înseamnă că auzi toată lumea. În momentul ăla, nu după 5 ore. Când te-o jura Livian de mamă? Când te-o jura Livian de mamă? Te-o jura de mamă? De ce să mă... Nu, no, am înțeles. Tu o scuipat pe față, Livian? Nu. Nu, tu o făcut altceva. Gata. Hai, trebuie să facă! Ce face? Dar nu vreau să intrăm, dar nu vreau să intrăm prea mult în ce-o fost. Trebuie să facă ăsta, Livian, ce-a făcut filmul. Dar nu, a fost chestii foarte deplorabile și urâte. Una la mână. Și nu m-am gândit că arunca cuvinte, tu-i arunca cuvinte. Nu contează și tu-i arunci cuvinte și tu-i arunca cuvinte. Făceați comparație între jignirile băieților asupra voastră. De ce să se ajungă la asta? Eu încercam să explic că mi-am făcut partea ca și prietenă vis-a-vis de ea. Eu am văzut-o să-i spun în fața. Dacă nu vezi tu, nu-i ca și cum de eu n-am spus. Dacă omul ăsta confirmă ceea ce eu am susținut în casa fetelor, de ce trebuie să pui la îndoială cuvântul meu? Și mai mult, nu încă o chestie care am remarcat-o de pe material. Te întorci de două ori, se cere aprobare la Berna. Serious? La Berna? Serious? Yes. Ce aprobare? Așa ai zis, Berna? Păi, dar nu știu ce înseamnă aprobare. Așa ai zis, Berna? Ca și când tu ai fi șocată. Aprobare? Capută! Ca și când tu ai fi șocată. Păi, bă, șocată, dacă minte. Nu, dar când e vorba de mine, eu trebuie să te cred pe tine pe cuvânt. Când e vorba de tine, tu poți să pui la îndoială. Adică, ce-am pus la îndoială? Păi, că-ți spun. Păi, dar de ce-o întrebi pe fata asta de două? Dar tu de ce ai spus lui Marius? De ce nu ai atras atenția aici la Filip? De ce o atragi la hotel? Că ți-o zis, voi de fiecare de lasă-l pe Marius, acum ai vorba de noi lasă-l două. Lasă-l pe Marius, păi dai să ajungem și la Marius, acum ai vorba de noi două. Lasă-l, nu, eu nu-mi bag pe Marius. Abordăm noi două. Ea înțelege ce-i spun? Da, ai vorba de noi două pe material, era vorba de noi două. Ca cineva să spună pe moment. Atunci, tu de ce nu le faci pe moment, te întreb? De ce n-a tragi după câte săptămâni am venit și ți-am zis, Livian, nu următoarea zi sau când am fost trimisă în casa fetelor? Atunci? Sau când l-am întâlnit pe om pe coridor? Păi da, vin să o pedeapsă să se spună omul ăsta, pe bune! Nu, pe conexiune puteai să-i bați obrazul, nu trebuie să vii până aici, că nici nu am venit până aici, bă, Filip! Nu înțeleg de ce ne folosim de exemple de genul mereu. Nu, eu nu pot să înțeleg. Dar nu știu de ce să mă folosesc. Nu pot să înțeleg de ce ne folosim de exemple. Păi, de dar nu astea le dar trebuie să intri iar în preistorie cu Filip și chiar nu am chef, Andreea. Chiar nu am chef să mai îl dau exemplu pe omul ăsta. Ca tu să mă înțelegi. Chiar dacă te-ai început cu Berna. Că a zis comparație cu mine. Păi da, e Berna, lasă-o, schis dintre fete, nu vreau să-l implic și pe el. Bun, și eu ți-am dat exemplu de Livia și tu mi l-ai dat pe Filip. Tu ai zis ei, nu eu. Nu, știi ce e trist? Că ce e trist? Multe lucruri pe care eu le fac, nu le vezi. Nu le vezi, dar ce nu faci tu, mi le calculezi foarte bine. Și asta e tristă. Să fii sănătoasă dacă e trist. Chiar e foarte trist. O să treci peste. Ce ai făcut pentru ea? Înțeleg că trec peste. Dar eu nu stau să reproșez Andreea, că nu înseamnă că nu le-am făcut din inimă. Mie nu-mi place să cer eu, nu vreau să-i scoți ochii. Îți cer eu să-mi spui. O, dar de multe ori m-am băgat pentru ea. Multe le-am și uitat, crede-mă. Și știi de ce le-am uitat? Că le-am făcut cu inimă. Chiar le-am făcut din tot sufletul și nu o să le cred niciodată. Nu le-am uitat, aduceți un caiet, că așa bine le țin minte. Nu, nu vreau. Eu nu le țin minte, că eu nu vreau să le țin minte. Chiar nu vreau să le țin minte. Logică nici eu nu țin minte de la început până la parcă mi se pare prost la fiecare ceartă. Nu știu câta ceartă pe care noi avem și mereu trebuie să-mi reproșeze ce a făcut pentru mine. Dar nu știu, mie mi se pare urât. Chiar mi se pare urât, frate, să ne reproșăm lucruri de genul. Zi, Filip. Da, vreau să rămân și situația aia cu mă arată exemplu pe mine. Una la mână, cu faza cu jignirea, mi-a aruncat o jignire înainte și am zis jignirea să te aduce ție cu cine te-a făcut. Și faza cu scuipatul, că vine o femeie la o bărbat la bătaie, eu zic că... Alo, iară, intri în paranoia. Nu, ascultă-mă, și una la mână. Pirui față de tine, cred că ți-a arătat foarte multe. Am dus la bătaie. Și tu n-ai văzut că am un picior în piept, am făcut piriul pentru tine. Așa și în gauza ta, eu am ajuns să mă cer păi cu omule, cu Marius. Tu nu înțelegi niște multe gesturi. Situații. Oamenii când vorbesc, mai gesticulează și cu mâinile. Înțelegi? Oamenii mai gesticulează e și bune? Cu mâinile. Uite-te bine. De acolo a plecat Andreea, că Andreea s-a băgat pentru Ligi, s-a certat cu Filip.
Da, mă, Filip i-a vorbit cu mine, i-a vorbit mai întâi. Nu, Andreea s-a certat cu Filip pentru lipsa lui de respect față de iubita ta, Marius, dragă. Tocmai ce am spus. Pentru asta, nu pentru mine, nu mai pune mie încă niște lucruri. Nu te mai adresa când vorbesc cu tine, te rog. Nu, curioasă, vorbesc că ești în casă. Nu vrei, te rog, să-ți ții eliminarea, dar nu mă interesează. Nu ești tu, dar nu ești tu șeful aici, tuturor să vorbim când vrei tu. Stai, dar nu vorbesc cu tine, eu te-am rugat să vorbesc cu mine, nu să nu vorbesc. Păi, dar lasă-ne în pace, te rog, că deja aere prea mare. Eu te rog să mă lași. Ți-ai aere prea mare, te rog să te potolești. Nu mai vorbi, fată, vorbești cu cine vrei. Lasă, hai cu cine vorbesc despre cine vreau. Păi vorbești, dar lasă mă să vorbească atât. O să-și le dau jos odată cineva. Mama, dacă ai probleme, fă-ți o relație. Sau cum mă întreb, dacă... Nu, că te las pe dacă te Filip... Stresează-te, fă-te un pic. Dacă da, Filip era prieten cu el și avea respect. Nu, ești prea agitat. Vorbea cu mine așa. Crede-mă că ești prea... Bine? Ești prea bă, Dragoste, n-am nevoie, te las pe tine, uite că ești mai tensionat. Ești prea ne. Dacă nu-i dă cineva dreptate, tot toată lumea... Ești prea ne. Potolește-te că dacă te-am respectat pentru că e prietena mea, ești la mijloc nu-i cazul să sar calul, ok? Ești prea ne. Nu-i cazul, nu-i cazul, nu-i cazul să tot sar tu calul, că deja cred că întrești. Ești prea agitat, te rog să te potolești. Ești prea ne. Nu, potolește-te, că e mai bine. Nu, păi tu trebuie să te potolești. Eu sunt potolit, eu sunt la zi. Permiți foarte mult deja. Te rog. Dar cum, de unde și până unde Ligii să fie motivul certurilor voastre? E simplu, Andreea. Andreea s-a băgat pentru Ligii destule subiecte. Asta s-a întâmplat și la un moment dat. Stai, te bași tu, te bași tu odată de ori de 5 ori, 6 ori. A început și el să-i vorbesc, să-i răspundă Andrei. Și logic că s-a ajuns la un moment dat să se enerveze, să-i răspundă Andrei mai urât sau cum a făcut aici în gală. Păi și nu trebuia. Și eu și m-am din supărat pe el. Nu trebuia. Din respect pentru tine și pentru mine nu trebuia orice aș fi făcut. Ok, am înțeles. Da, prima dată. Ia mergi și pe mine din cauza Ligii ei. Stai un pic, nu am revărat, băi. Ba da, m-a făcut. Atunci a vorbit așa, Filip, de atunci a zis că m-a încertat. Atunci ai jignit-o, ai făcut-o bătrână și ai zis că ești de prietenii. Alo, bravo, suntem aici. Filip a zis aici în gală să se rățuiască la fete. Eu m-am supărat pe el și am atras atenția, cam asta a fost. Pune frână. Dar vreau să spun și eu ceva. Bine ați venit la gala Puterea Dragostei. Eu țin minte. Nu mă pic, eu țin minte ce a zis Marius către Filip. Orice ar fi făcut Berna, nu m-aș fi ridicat la ea. Și acum îl întreb Filip de ce a făcut așa, că a avut respect. Nu contează, Andreea m-a întrebat. Dar nu contează, m-a plinat. Dar nu s-a ridicat, nu a venit aici să vă fac așa, Dumnezeu meu. Dar el s-a supărat la momentul odată cu atunci. Era agitat de tensiune atunci, așa înțeleg că greșit. Și a zis și doamna Andreea s-a avut și filmarea că n-a fost așa. Că deja mă enervați. E destul de bine că mă rog că n-am avut discuție cu ea, mereu te băgai tu. Să zici ceva, să confirm ceva, să iei apărarea. Nu zic că a făcut ceva. Urată 2 ore, 3 ore, 5 ori, 10 ori, în 5 luni de zile dai seama că la un lat nu s-a luat și mie. Păi dacă ia chiar la înjurături, nu-i normal să-i spun, bă, fată, ce facem, înjur iubitul? Exact așa a făcut și el. Dar asta nu e din cauza mea, din cauza, nu mai vreau să spun, dar o să o spun nesimțirul lui Filip. Mulțumesc, când? Andreea. Atunci în gală? Da, mulțumesc, da. Chiar a fost sincer. Atunci în gală? Da, mulțumesc când te referi? Deci, ok, am început cu ea. Am început, probabil, din cauza ei anumite certuri. Dar nu tot ce a fost de la ea. Pentru că, după Livian s-a apropiat de Filip, Marius a văzut că s-a îndepărtat, a și recunoscut că, bă, acum tu ai apărarea Bianca și ce faci, manevre? Și Filip s-a mutat. Deci... Da, acum ai și... Pirui, cu faza cu gala, dacă tu te-ai zis de chestia aia... Ok, da, ai făcut-o, ai făcut-o și pe mine și pe Bernard, ai făcut-o praf, da? Și la un moment dat am și eu nervul golul meu și nu-mi place ca cineva vorbească așa pe mine. Și normal că m-am băgat. Simplu. Pe tine nu te-a făcut asta a interpretat prost că am venit-o, că am făcut-o, că n-a fost așa. Dacă nu te băgai de la bun început pentru Ligii, nu mai vrea să ne avem o jignire pe care ți-am adresat-o ție. Mie, lui Bernard, ai făcut-o praf. Bernard, nu e cu sincer să aibă argumente sau să fie mai nervoasă să zică ceva. Ia de felia tati și nu suport când taci. Asta va supără pe ea, să nu mai atacă când cineva o atacă. Ne-am certat, a fost obraznică și eu am fost. Hai să recunoaștem. A fost obraznică cu ce, că a făcut așa? De ziua aia când ai zis tu, ea nu te-ai zis. Filip, normal că s-a supărat și a vorbit cel... Dar nu a vorbit atunci, a vorbit după 3 săptămâni, o lună. Asta, da. Asta e, în fine, cu întârziere. S-a la voi și v-a bătut. Chiar și Marius i-a atras atenția, vezi, nu te mai măscări, că e urât ce faci. Adică te enervează ca om. De atunci Bera n-a mai făcut asta. Dar în fine, acum nu înțeleg de ce le mai spune, dar le spun eu. Mă, că te-ai tot ținut 4 bărbați, stai din gură dată. Bravo mie! Păi am fost învățată de părinți să fiu puternică. Păi dar nu las un copilaș să-și permită să aibă gesturi barbare la persoana mea. Berna, dar nu a vrut să-i bată pe acei băieți. S-a ridicat.
Nu mă interesează, doamna Andreea. Nu mă interesează. S-a ridicat, e de vină. Trebuia să stea în pe calapia. Dar cine e bărbatul tău să stai în fața lui tati? Nu, la orice bărbat. Dar cine e bărbatul tău să stai în fața lui? Mai, eu domnule, nu mai urlecat. Da, tu nu mai tare. Vreau să te surpresc în gala asta. Mahala Joico. Vreau și eu să țip, că n-am mai țipat de mult. Vreau și eu să țip. Care? Gata. Ce a spus ieri a fost cel care lucru care a umplut paharul. Perna, chiar atât de tare te-a durut? Pentru mine de astăzi nu mai există și gata, nu mai. Fetele vor vota un băiat pe care nu și-l mai doresc aici, în această competiție. Iar băieții o fată pe care nu și-o mai doresc aici, în această competiție. Luptă Clujă. E singura care îl crede, nu? Favoritul din această săptămână, câștigătorul celor 1500 de euro, cel care își va proteja casa și va fi liderul suprem în Casa Puterea Dragostei săptămâna viitoare, este... În această cutiuță se află data în care va avea loc marea finală. V-a plăcut videoul nostru? Bineînțeles că v-a plăcut, altfel nu erați aici pe canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe videouri, nu uitați! Subscribe, like și share, bineînțeles! Iar pentru alte videouri, suntem aici pe canalul nostru de YouTube, Puterea Dragostei.